Am bun pentru astăzi, ziua de Salut. marți. Avem 19 puține meciuri astăzi. Ieri, deși au fost la fel ofertă săracă, am reușit să fac un bilet câștigător. Am evitat meciul Barcelonei. Am jucat la Napoli să câștige o repriză, a câștigat Napoli 1-0 prima. Am jucat la Rapid, ce scor a dat ieri, 8-0 cu gaz metan. Incredibil, 8-0 Ei, metan. Deci da. astea, meciurile astea trebuie uneori speculate, meciurile cu gaz metan. Gaz metan este o echipă care joacă doar cu copii. Ucluj, am jucat că Ucluj marchează 1-3 goluri, a fost 3-1 și am mai jucat DNB2 la meciul lui Sheffield United în deplasare la Bristol. Aici ne-a dat cota 1, s-a terminat 1-1. Pentru astăzi, ziua de marți, și azi sunt puține meciuri. Primul meci pe bilet, Betis cu Elche. Betis, o echipă foarte bună, a avut un parcurs decent anul ăsta. În Europa League au dat Betis pe 5, încă mai au șanse ceva de a prinde locul 4, loc de Champions League. Elche pe locul 13, ultimele, iată, au avut 3 înfrângeri, acum 1-2, 1-2, 0-1 cu Valencia, 3-0 cu Mallorca, au bătut și au bătut și pe Granada, echipe aici mai de jos. În mod normal, Betis în ultimele 3 întâlniri a bătut de 2 ori, un egal, Betis are 56 de goluri date, 37 de minute, una dintre cele mai ofensive echipe. Primul meci deschis, Elche pe la mijloc, nu mai e în pericol de a retrograda. O să joc 1 și 2 plus la cota de 1,45, Betis cu Elche. Apoi meciul 2, meciurile de cupă în Germania, Cupa Hamburg cu Freiburg, dar sunt meciuri foarte echilibrate, chiar nu ai de unde să știi ce tip de evoluție va avea meciul, poate la live să pui un pariu. Inter cu AC Milan la fel va fi un meci echilibrat foarte. Voi juca la Liverpool cu Manchester United, meci restanță, cred că vom avea aici spectacol din partea lui Liverpool. Manchester United a pierdut cu ei tot timpul la scoruri mari, 5-0 i-a bătut Liverpool, 4-2, 3-2, a fost și un 0-0 prin 2021, 2-0 Liverpool, de obicei tot timpul i-a bătut Liverpool cu cel puțin 2 goluri. Acum la Manchester sunt absențe Ronaldo, Cavani, McTominay, Fred, deci foarte slabă și-a bătut. Dacă Liverpool a avut doar victorii și un egal cu Manchester City, în rest numai victorii în campionat în ultimele 12 meciuri, Manchester United a pierdut cu Leicester, a făcut egal, a pierdut cu Everton, a avut chinuit 3-2 cu Tottenham, 3-2 cu Norwich, atunci când Ronaldo a marcat cele 3 goluri. Deci clar, e o echipă mult mai modestă, la Liverpool acasă nu cred că au prea multe șanse. Eu o să joc 1 și 2, 5 goluri, la cota de 1,80. Din aceste 3 co din aceste două cote, avem o cotă de 2,61. Asta ar fi biletul pentru ziua de azi. Nu sunt foarte sigur aceste meciuri, vin după foarte multe meciuri și ce la Liverpool. Cine știe cum vedem un meci în care Manchester United face un joc defensiv, dar mă aștept ca Liverpool să marcheze măcar două. Man United, pariuri, cota 1, 2,61. Mersi de atenție, baftă la pariuri.